Na lună de dimineață, na lună de dimineață, vis pochisi cumpăreață, vis pochisi cumpăreață, vis pochisi cumpăreață. Legenda spune că înainte de a întemeia o așezare, a românii să dea un platan. Dacă prindea rădăcini, oamenii înțelegeau că locul era binecuvântat. Platanul devenea astfel inima satului. Alături era zidită biserica, iar casele prindeau viață în jurul lor. Pe cât de bătrân este platanul, pe atât va fi fiind de veche și așezarea a românilor. Familia noastră trage de gramosta. Stri paplu amel nastal cardula, când vine Crușova, vine cu dați nici de oi. Când arse gramosta, tu iuvala unii 769, când arse și Moscopola. Ninte vârnă 100 jgânghi de ani, Crușova era 16 de bănători. De cai 12 era armăni, a 4 nile era slavuni. Noi al Crușova avem bună bană, armăni eram tinisiți, orașul conduce armanii, pe mări poziții era toți armanii, așa că noi, oase, tuchiro de comunismo, prin gațeații în lora verle, tare lora oile, lora locurile, tare bănam bună. Singur și doar acum, cu caiul de lângă sens. Tărietă mare, ticaia asta.
Noi care trăim în oraș, acel se folosește tot la acel care au răzgă aristocratică, o folosesc ca steg, pe steglu este roș și soarele galben. Dar mulțime aceia o folosesc pe casele. Pe locul care este mai vizut pe casele, se gravește de piatra sau de fier, dar de lemnul, soarele cu 8-ul la 90% și putem să-l găsim și cu 30 de raze, cu 40. Armânii avea libertate regională. 18 regiunuri era și avea autoconducere. A Grecia lucra la Turcii, era raia. Și armânii plătea numai impozit ali vali de sultan, dada sultanului. Moscopole nu este o oază izolată, cum vorbesc alții. Numai este un centru, una capitală a noastră, care cu populația de peste 80.000 de locuitori, era dominantă lângă Gramosta, care avea 10.000 de case, populația peste 50-60.000, Nicolița tot la fel 20.000 de case, Bitcuti și toate alante orașe care era o jur de muntele de Gramosta, care număra peste 400.000 de suflete. Și dacă rămânea Moscopole, sigur că Macedonia, acum era Macedonia Macedon armenilor, nu va era albanezilor, Macedonia nu este Macedonia, este Republica Macedonia. Vorbesc pentru Macedonia istorică, care o acață Albania tota, acața Republica Macedonia, parte de Bulgaria și Grecia, Pantermopili și Pelopones, alanta parte. Crușova făcea cu tot Balcanul, unde naimamare de comercian era Niciota. Nu se avea de Turcia lotă, de sultanul lotă, în dreptul exclusiv de comerț pe uscat, pe amare și cu Persia. Sina era acel naiavutlu, Sina, care avea bancă, una din naimamarele bănci tu Europa era banca al baron Sina. Baron Dumba era tu Viena, nes lădără acel muzic hall-ul justane, concertul tian lunău. Și strata, eu este acel muzic hall-ul, ma strada se cheamă Baron Dumba Strase. Numele lui este inimul Macedoniei. Este patriot care s-a luptat pentru Macedonia autonomă. De aceea pricina este respectat de poporul tot care are vrere pentru Macedonia independentă. Revoluția Sfeței Crușova, Clisura și Nevesca și arsiră trei armănești hori. Nu arsiră burgărești. Tuta este o feciră ta să facă intervenție mărle puteri Macedonia să lichească la Vârgăriră. Tot timpul au luptat pentru independență. Au câștigat și independența Pindului și în primul război și în doilea război.
Și când este și în primul război, când este principatul Pint, are garanție de statele din lumea cele care era mai puternice, că va exista principatul a Macedonia armăinilor în regiunea de Pint, cu limba, cu biserică, cu toate. Dar toate acele sunt călcate, nu sunt respectate cu timp. Noi, care este acel popor care nu dorește să aibă statul lui? Dar una este dorință, alta este realitate. Alta este interesele a puterilor mari. Armenii din Grecia sunt înfricoșați. Noi sunt armeni, am zic, erinovlahi. Le este frică să spună că sunt armeni curați. Frică de stat, de tortură. De tortură să spărăie, să spărăie, să zburească. Nimă bultimas, bățărâm cu stuni, străcasă. Cinci șaptezeci de căși. Trei nili zdis oameni. Război. Război, da. Adra ter. Cu lână de oi și de căpări. De fețea tăbare. Avea vruhu. Nu îndra ploaia înăuntru, că dar la vezi. Că le vendea Italia, Galia, Anglia, Egiptul, Constantinopoli, Odiso, Rusia. De-aua pun la falasă cu cali, cu muli. Meta cu păpări. Preveza. Salaora. Arată. Rată nu are limani. Salaora. Salaora e tăne. Preveză. Că preveză. Preveză. Și stu papori. Italia, Galia, Anglia. Multe oi. 50 de mili oi. Bebe. Trei nili de cali, muli. Amo.
Cu psene, poli psene, mult psene. Aua, aua. Pame, papa, pare dor. Mai ești țigară, dor. Pane, iasă-s. Piciorul de apă cu oara noastră, de când de fapt? Dar nu știm, nu știm, nu știm. Întrebăm mici acolo, mici vestiri. Mici vestiri. Cu oara noastră, de când de față? Carcunologie. Legere. Tatăl nostru ți ies la țăr.
simțească numa ta, să vină vrearea ta, să-ți facă vrearea ta cum tu ți era așași pe loc, peana noastră, ți-a dedicat și Dumnezeu dă-n-o noază, și iartă-n-au greșelile noastre așa cum noi iertăm greșelile noastre. Și nu nu-i dă pe noi, tu cărteare mă scapă de ce rău. Eu am făcut preot după mulți ani, la 48 de ani. E sirotonit. Am altă meserie, am terminat liceul de arte frumoase. Era mama mea, 82 de ani atunci, când am fost acolo. Și când a venit, mi-a zis așa, de ce mă, ficiornia, te îmbărcași cu lei? Erau patru frații, când au venit din America, au plecat cu prăvălie în Grecia. Și trei frați au plecat în România. Tatăl nu vrea să pleca, fiindcă avea luat fetă de aici, albaneză, română, nu albaneză. Dar aici avea părinții tot și stătu aici. Și la 95 avem construit această clădire aici. Am pus temelii la 95, la 8 octombrie 95. Noi am rămas aici. Pe când rudele care sunt, au plecat părinții ei și au născut acolo, cum am născut noi aici, în Albania, și suntem albanești, dar aveam mama care știa limba română și noi am învățat limba, că acum am soția. Soția nu e română, e albaneză, dar a stătut cu mama și mama nu știa să vorbea limba albaneză. Nu mai știa limba română. Română așa ca noi, cum vorbim noi aici. Nu ca limba care vorbiți voi în țară. Limba noastră a rămas fără școală și este, cum zic, este virgine la română. Nu are amestecat alt. Când se deschise școala română aici, atunci limba noastră se face mai frumoasă. Că a scos cuvintele albanezii, cuvintele turcești, din grecești, și a pus cuvintele românesc. Am făcut școală aici, 5 clase primare, la școala românească și albanească. Le aveam două. Făceam 3 pe zi, 3 ore pe zi, făceam în limba albanează și celelalte făceam în limba română. Toți românii sunt unit cu limba lor. Prima dată om se cunoaște cu limba, că noi dacă noi ne naștem de la Dada, nu vorbim altă limbă. Învățăm limba ali Dadi, cum zicem noi, ali mamea noastră. Dacă zic mama, zic mama, dacă tata, tata, alții zic alt. Asta e limba noastră ce ne face. Limba este unul și ce ne un popor. Haide-n vea asta, haide! Ia așa, nu-ncă? Uh-huh. Haide ce-i bun! Pe jubitativ! Zic, haide ce-i bun! Vrem pe jubitativ! Ali, de ali! Haide, nu-ncă, gine te-aflăm! Gine te-aflăm să ai sănătate! Se vede că să ai sănătate! Și nici romii! Mersi! Ma, aici dă-se nebune, să mă spune scump, nu? Lasă-mă de nebune! Cum scumpăre? Murul voi face, dau 1500, nu 1800 face un casă!
Mă mini cu tine v-ați fi legat. Tine e businessman. Unii îi dau sute căci avlia. Poate îți dau nes, hai, cap și. Nu, nu, nu. Înțeam misura, ai scât metru ăla? Eu știu, ai scât metru ăla. Tu te tine liniștit. Venitora, nu m-au vet. Tine, mă, te vezi tu titora tine cu Panciu. O tine cu Panciu, te vezi tu. Da, da, da. Zici, am tine liniști până tău la casa. Gine, este din șcamba, acum. Nu, 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 Ale nașe la biserică, ți-ai razumat cu aici, și tot acela. Aici este strada, ce vezi, cale largă și roc, ce-o cum îi spunea, ușliș, niculiș, este în afară de timpul. Van Vremenski, ce zicem, are vizută sultani, imperator, țar, Vasilielu Sărbescu, Bărgărescu, Marșal Tito. Și populația noastră, oamenii de o, era sinonim șiroc șocac. Ștorau fețile șiroc șocac. Ninge sunt, aici tema cărțile ce îi impi șiroc șocac. Cum au zei de ușli, n-au 10% de căsuri, cama din Algeț, tu te rămânești. 13 din ele de Armânia, tu în altul 15. 8 din ele, 7 până de 8 din ele de Vulgăr, atunci e Vulgăr, zice Macedonilor. 4 din ele de Uvreți, șalanțe turce și ghifți. Ghifți cigani. Așa, și turci șalanțe. Atâta bitură e 54-5 din ele din ele. Noi sunt veniți de Gramuștă, după orderea Gramuștă, ce-o făcea Lipașa Arbinescu, la unul în 780 ani, fara curte, trapsiră de Gramoșta, pe nargă vineră, aproape de Crușo, are una horă, care se cheamă Birina, horă armănescă era. Acolo avea nu și dau căs. Spiritul vrere ti piște, ti cum zic, ti Dumnezeu, când vin la biserică, mi duc mult lișor, mult spirit, mult bun. Mirelul Sărbescu Alexandru Karadžorđević, o luat prințeza Marioara românească, din vest. Și atunci una delegație de armăi își ducerea la Marioara, piști Marioara, piști Lupălcăsirea Vasilienu, biserica armănească se armână cu preftul românescu. Aici se cigura oa, iuietora hotel la penal, era una mamușată biserică. Istă biserică este veche, adrată era una nile na 104-5 ani, a se afla prota biserică la tu centru tu, ca să bă, Tora este spartă și este îndrat acolo hotelul de Pinal. Tunăile, la 168, la anul Sturpă și este îndrată istă biserică. Burgerii ne închisere cu ei. Sărgii ne închisere. Macedonii nu le dădea cu ei. De unde vine ne slavuie, zici, tu Macedonie, giu albă, mâinii n-au văzut. Avem școlii, avem biserici. Toate bisericile din loc au furat. 50 de biserici are tu Macedonia Armănești. Sculiuri, tu cine are? Până noastră, țată ca fețu, dă-nă nouă astăzi și iartă-nă mărtirea noastră, cum și noi iertăm
a stăpsiților noștri. Și nu-l adunăi tu pirazmo, ma scapă-ne țău rău. Noi când uțăm liturghie, uțăm pe limba macedonescă și pe limba românescă, misticată. A plăcăria la Dumnezeu, pe care limba sivă, plăcăria la Dumnezeu este. Dumnezeu le știe toate limbi. Mihal Buegi, armân, mușcopulen, scrie gramatică rămânescă. Om, eu vă aveți sigur și voi. Gramatică rămânescă și pe germanica și pe grățesc și rămânesc. Și aici, când bijură rămânii că au, are romanitate, de una parte era rămânii, de altă parte era talenii, bijură că și atunci îți duchiră că noi nu fim greci. Aici este mermintele al Constantin Belimaci, la noi cunoscut ca trubadur armănescu ți-o scrie și himna Tuchirolu când se țea un mare exodus, ți oamenii trezea o lăsa limba lor și Constantin Belimaci, când vizu că ți exodus sfații de partea alantă, o scrie poema părintească de mândare. Cum am zire românii noi? Tu în 1848 anul era revoluția, tu Austro-Ungărie. Mulți români care era revoluționer, normal, tinerețe, fugiră piste Dunav și vine de tu Machidoua. Și când vizură, orice vizură, oamenii își vorbesc cu limba noastră. Cum vezi să voi? Armăichim, mșnoichim armăichim. Tu, unul în linie, n-au șute și cinci ani, Sultan Hamid II dă de decret, iradies, cum se iradies cheamă, decret, cu care decret scrie că eu, Sultan Hamid II, cu plăcăriile țin bine de picioarele mele, a mei supuși români, armâni, le dau în dreptul, deau și în cule, să aibă a lor sculie, să aibă a lor biserici, să aibă locală, autonomie locală și un comanda a lor, și locală. Oați intrăm tu la mărmintele al Apostol Margarit, protlu ți se îngrupăt la oații, la istea enclavă, la mărminții rămânești, era Apostol Margarit. Ia sti balsamat, nu ia sti îngrupat, era frămăcat de cai cu un tumâncare i-avea băgată țăva și așa ți slândeze omul și muri. Tijalii mare ațau știm că ți-ați duc așa ții, că era Constantinopol, nu vrea să precunoască patriarșa de Constantinopol, ca acordia popul, cu drepturile ta să avem pe limba noastră, diavasi, sculiuri pe armânești și năs coțaia, și vrea să treacă tu Vatican cu la Roma. Când vine de Sârghi, tu 18 anul, atunci toate sculiurile, biserici și instituții culturale ce era armânești, toate le închisiră. Și se zice, nore ca manore armâni, voi hiștuți sârghi. Și vă spurtați pără nume sârbești. Un cusurin verișor al meu, Șule, o băgare Veicu. Agape, o băgare Iubiță. Blagorodna, Dulcina, o băgare Blagorodna. Gine, neșine băgare numele, ama noi acasă aveam a noastră numele.
A primora Miltu Banac era țințeani avem. Țințeani. Ginea la noi acasă, cu tatăl ne juca tabla. Chino, frate, Chino Banac era. Ligem, am nesă un oră mine. Ca Manicu, ziceam, unul și viti, ziceam. Ginea mă arse. În 1963 la anul, mine eram pe un curs, cam mare curs, ghina Milton la noi, nu țărea curs de kinematografia. Avea un Kodak, cât Nicu, aparat, tot l-aveam plin cu filmul. Juduce, avea șeși de țăcați în momente. Când vine amiralelul sultanul Reșa Ținții, tu Bitole, a dra una mare reportajă, ți este vână 30 de minute. Milton, cum tine aveți ritmul să adreți un cadru? Am în mine ritmul lui Andrei cu un cântic. Când dăm cântic pe minte, ale ritmul era băgat pe melodia. Șaspră până la ghingis de cadru pe una secundă. Avea 35 ani, 40 ani era când s-a însurat. La una mulară de Lisura, de Grăție, de acolo este mulară sa. E mulară sa, nu am vița mai cădănașă. Tu te zbura armănașă. Mă, mie merge și mine ești cu pătejat miltiadiș. Nu mă grecesc. Mă, că nu-i vrem greșnici și nu-și curtai numai și mi-i feci Milton. De Avdela vine aua că ți era arman. Nu vrea să iubă grec. Mine nu ies cu grec, că mine ies cu arman. E fuzi de Ianin a fuzi, vine aua. Avdela era cama legată de România. Ianachi fuzi în săruna. Milton armat și aoci. Eu vă zic, nu, urmați-o, fotograf și lucra la fotograf. Un oră nu întrebai, gine, Ianache, ci, nu știu ce face și ce face, că își băgă granița. Aoții este mărmintele al protul kinematograf tu Balcanul Milton Manaki, eu cu doamna lui sunt îngrupat la ist localul. Și în cam oații este scriat că este amintat Avdela și bitului Avdela 1880, bitului 1964. Nu știm ce Ianache Manache. Eu astea să duc de minte astumți în toți ghinăși de kinematografie ale Macedoniei, ghin de Sărbii. Are venit și de Avdela, patrioți. Și să spui curat că m-am însurat cu o fată de împărat. Și la nunta mea a căzut o stea, soarele și nuna, i-am ținut cu nuna, brăci și plătânași, am avut nuntași, păsărele mii și ștere făcli. Au trecut 80 de ani, ce știu din ce spun și eu tău? 80 de ani! Aici a fost casa lui Manache. Eu am venit în 80 aici, ți-am spus. Am găsit numai temelie. Altceva n-am găsit. Până la clasa 5 primară, războiul cel mare, apoi și stămâciți, se face războiul cu Germania, cu Franța. Eu sunt grec, nevastă-mi
român bun. Vlaic bun. Sunt vlaici care sunt mai buni ca greci. Jumătate din sapea asta e bun. Le înțeleg eu mai bine decât ce. Că jumătate vlaică, jumătate grecește. Și să spun ceva, ei niște vlaici în partea asta la Ialanina vorbesc mai bine spre românește. Așa eu nu vorbesc bine. Ștefan se întoarce și de cotrușună, oastea risipită, de privăi se adună. Lupta era începe, dușmanii zdrobit, cad ca niște șpice de sătoc cu vici. Știu să vorbesc. Εγώ δεν, ελληνικά εδώ. Ε, τι είναι εσύ. Γιατί μιλάς. Γιατί θέλω να μιλήσω. Γιατί. 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 Ποιο είναι το θέμα. Ποιο θέμα καλέ. Ποιο είναι το θέμα. Απαγορεύεται να μην μιλάς. Να μην μιλάω. Όχι. Ποιο θέμα. Έρχονται από πάνω, απαγορεύεται να μιλήσω, από το σύλλογο. Πάει. Δεν μου λες. Τι είσαι. Ποιος είσαι δάμνα. Τι σε ρωτάνε ήθελα να ξέρω. Ποιος είσαι δάμνα. Să nu vorbesc, zice, limba română. E o propagandă care spune că vlahe de aici sunt în România. Eu nu cred că sunt în România, sunt încă de perioada lui Daci. Going to have to talk to the Greek government about this. Why? For the pictures, for to take footage. Manaki, it's property of Greek government pictures or? No. This exhibition, this museum, is property of Greece. Okay. You must go through a procedure to do that in Greece. There are licenses, people you should talk with in the government. You so must go through a procedure. To shoot inside this small museum. Yes. I'm sorry, this is Greece. I know it's dumb, but this is the law. Who should I call in Greece? Probably the Ministry of Culture and... You don't know? No, of course I don't. I work for the environment, I'm telling you. I don't work for culture, I work for the national park, okay? Eram emigrant politic. Războiul civil, când era în Grecia, noi am plecat. Am plecat în Albania, apoi am plecat în România. Χρήσα, έχουμε πυρεζικό στα χέρια μας που γιορτάζουν 23 Μαΐου την ημέρα των βλάχων στο Βουκουρέστι και έχουν φωτογραφίες από το αρχείο των Μανάκια, μέσα στο πυρεζικό. Πώς βρέθηκαν οι φωτογραφίες αυτές μέσα σε ένα πυρεζικό στο Βουκουρέστι, το οποίο το έδωσε κάποιος, δεν το πήραν έτσι μόνοι τους, και γιορτάζουν την ημέρα των βλάχων στο Βουκουρέστι, 23 Μαΐου. Έχουν βλάχους και γιατί να το κάνουν. Câinele, de ce mănânci, stăpâne drag, din curte și din casă? N-am stat o viață lângă prag ca slujbă credincioasă. N-am spus din ochii dragostea mea, căci nu aveam cu minte și mâna ta când mă lovea, eu o legeam cu minte. Vineai voios de la ogor, lătram și eu pe șagă și în ochii ce parcă vedeam un ors, stam trist o zi întreagă. Dar altă dată nu mă știi, era într-o zi caldă, copilul tău cu alți copii era la ruva scaldă și l-a luat de un dat în val grivei. Trebuie să-mi scape șterii, de-ndată de verbal și ți-l-am scos de tapă. Dar altă dată, nu mă știi, lupi a venit la stână. Eu am sărit, m-am războit și am fost trist o săptămână. Au trecut 75 de ani, ce să-mi descuși eu?
Moskopul nu avea preft și de care tu albanii vini democrația, care nu avea tasificia nici slujbă, nici pe tăgiune, nici căruni aproape 15 de ani. La aia produm se adună și gati disa de albanezi în Diamlona, de Berat, de Elbasan, ma Corcea, tu trag, Curșau, tu te ieneo și lumea ți este tu periferia ali Moscopului. Se adună cu nije dieși. Nu știi tută limba rămânească oțe și avem ca nu avem ați zborul Dumnezeu să neagă așa cum aducești comunitatea. Când cum zburați cu voi, ți-mi aduciți că mine zburați pe armenești, o zic și pe armenești. La când are comunitate, ți nu aducești, o zic pe armenești. Mine de sute de ani, aoez de prinția mei și mine aoez amantat și au bineți și au sărmân la Moscopul, casele și la locuții sunt amantați și prinția noștri. Înainte de la 1.200-1.300. Armăie locul lucrurilor lor. Prota era ta cu oile, cu căpără și pe munții aici viara au vinea. Și iarna nizea la pita mare, acolo era cam căldură și aici cerau fuziră 3-400 de ani hectare soie. Vinea viara și fuzea iara, la 1.360 sculară biserica lor stă vinera și a lăsară foc toamna și prânviara aflară foc la biserică. Și aici este legenda ale Moscopului. După 3-400 de ani se adunară dit munții, dit pindu, și sculară poliați ajunse la 1.769 cu 14 de biserți și aici 4 bazilice, aia Nicola, Ste Maria, ți era și catedrală tot acea perioadă și aia Tanas, aia Mihail, mănăstirul mai vechi, aia Prodrom, apoi sculară și academii, tipografii, fețără și colecții se aduna omii de tot Balcanul și care avea vrere ta să mânta și să-ți defeția tu știare, aoții se sculeții, stătea durnea aoții și învăța arbănăsește, gărțească, armâneașa și slavă.
dimendare părintească ne sprijură pe foc mare. Frați de mumă și de tată. Noi rămâni dietă tot. Dici un plușle de mărminți, striga noștri buni părinți. Blăstem mare să aibă în casă, car de limba lui să lasă. Oi de trăptile, moreli, o limirichi, more, doamne. Balcanul și parte de Europa trăia un popul care se chema Traciani. Și acei vorbeau o limbă. Care limbă? Macedoni. Mine mi-nduiesc că toți acei erau Traciani. Și că noi eram mână, Traciani, cu Daciani, cu toți aici în Vârliga, toți eram un la om care nu se știe care limbă zboram. Limba este acel elementul principal care determină un om și un popor. Dacă nu avem limbă, nu avem nimic. Oameni simpli și cu pace, a fost cu iubire. E tot. Asta seamănă și la noi. Că noi nu vrem să fim, să lovim alții. Noi, pentru noi este mai bine să lovim sinea noastră. Părintească de mândare, înspregiură cu foc mare, frați de mumă și de un tată, noi rămâni dieta toată. Îi sunt ploșli de mormință, striga noștri, bun părință, blăstem mare să aibă în casă, car de limba lui s-a lasă. Car și-a lasă limba lui, sloardă pira focului, se zdirină ghiul priloc, să-i se frigă limba în foc. El în vatra-l părintească, fumea-lea să-și hărisească, de fumeli curâni să nu bașe, nată-n leagă-n să nu înfașe. Care-i fuzii de-a lui mumă și de părintească-l inumă, fugă-l doar a Domnului și dulțeamea somnului. Cred că este un blestem pentru așa, mă. Dar cuvintele foarte, foarte bune, mă, când zice așa blestem mare să aibă în casă, care limba lui s-o lasă, este un blestem mare. Pisipsescu și acei care și-au uitat, leacață limba, leacață blestemul. Urmaș. Mulți grecomani nu urmaș. Oamenii au frică de himnă, acel care au pierdut limba, că știu blastemul ajunge. Suștibă comunitatea română, ci masa lăsăm limba, este blastem. Blastem este ce chirim. Cronicarul bizantin Teofanes Confesorul relatează că în anul 587, hanul avarilor a rupt înțelegerea de pace și a pornit război împotriva Bizanțului. Aflându-se la sud de Dunăre, în munții Hemus, generalul Comentiolus era la un pas de o mare izbândă, dacă nu s-ar fi petrecut o întâmplare curioasă. Un catâr aruncase povara și cineva i-a strigat stăpânului animalului: "Torna! Torna, fratre!" Bizantinii au crezut că sunt înfrânți și au luat-o la fugă. Cuprins de o spaimă grozavă, hanul a început să fugă și el din răsputeri. Și era un lucru vrednic de văzut cum romanii și avarii fugeau unii de alții fără să fie urmăriți de nimeni. Istoricii și filologii văd aici prima mențiune a unor cuvinte în limba română. Torna, torna, fratre. A românilor însă
le place să spună că acele cuvinte erau în dialect. Hai de chisița la unul spes, cu mulară mă redică pes. Hai de chisița la unul spes, cu mulară mă redică pes. Aman moi, șaman moi, aman moi, tăchechină. Acest proiect este realizat cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe, Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni.